Vă invit să deschidem sabatul în această seară prin imnul 237. Frumos e să ascult. Cu fratele Marius. Pentru a intra în anunțarea sabatului, vă invit să mai cântăm un imn, imnul de sub numărul 95. Amen.
Spun cu bucurie pacea Domnului tuturor. Nu știu ce ar însemna pentru dumneavoastră sabatul acesta sau în ce atmosferă simțiți că intrați odată cu momentul de început. Pentru mine, sabatul acesta are așa un aer de revenire acasă. Și pentru faptul că n-am mai fost așa un sabat întreg în biserica noastră de mai mult timp, dar și pentru faptul că ultimele două săptămâni am fost mai mult plecat din Cluj cu proiecte misionare sau de instruire misionară. Acum două săptămâni începusem o tabără misionară într-o localitate de lângă Frata și de dimineață până seara am fost prinși acolo cu activitate. Și mulțumim lui Dumnezeu că, deși probabil vă amintiți, a fost o săptămână foarte, foarte ploioasă aici în Cluj. Acolo Dumnezeu ne-a dat vreme suficient de bună să ne putem desfășura activitățile și practic doar ultimul program de seară, de ultima seară, l-am desfășurat în interior. Domnul fie lăudat, ne-a mirat și noi de acest contrast la o distanță de câțiva zeci de kilometri. Săptămâna aceasta am avut ocazia să particip la Târgu Mureș la un curs de capelanie în spitale. Am fost delegat la acest curs pentru că se știe la conferință că în biserica noastră este un nucleu de misionari, de voluntari care cel puțin până nu de mult sabat de sabat mergeau în spitale și s-a dorit să fac și o parte din această echipă și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să vă împărtășesc câteva experiențe și să relansăm această activitate într-o parte a orașului unde lumea suferă mult. Suntem la a treia noastră întâlnire pe teme de Apocalipsa. Chiar nu de mult s-a dat publicității un sondaj făcut în Statele Unite cu privire la cât de mult sunt convinși creștinii din diferite denominațiuni și orientări religioase că trăim cu adevărat timpul sfârșitului. Și astfel s-a constatat că abia un sfert din catolici cred că trăim un timp apocaliptic, timpul sfârșitului. Procentul crește dacă ne apropiem de protestanți. Mai mult de jumătate din protestanți sunt convinși că zilele pe care le trăim sunt chiar zilele sfârșitului. Iar dacă ne apropiem de evanghelici, hai să zicem neoprotestanți și cei mai aproape de modul nostru de a înțelege Biblia, deja trei sferturi cred că trăim cu adevărat ultimele zile ale Pământului. Dacă acest sondaj s-ar face printre adventișoare, ce procent credeți că ar fi așa, după părerea dumneavoastră? Ar fi oare 100%? Oare dacă noi am fi întrebați ce am spune noi? Trăim, credem că trăim cu adevărat zilele sfârșitului? Credem că trăim cu adevărat în timpul sfârșitului? Dacă este să fim puțin sinceri, trebuie să recunoaștem faptul că sunt momente în istorie care dau un avânt mare aceste așteptări și credințe. Mulți dintre noi, care nu eram prea tineri în zilele Revoluției, își amintesc de euforia care a fost trăită atunci în biserică și credința puternică în faptul că Mântuitorul va reveni în curând. Impresia mea este că s-a mai stompat puțin acest entuziasm, această credință și parcă nu mai spunem cu atâta convingere cum o spuneam atunci la un an, doi după Revoluție, că Domnul vine în curând, că sfârșitul e aproape, că trebuie să fim gata. E cu adevărat, se afirmă lucrul acesta, dar parcă acel entuziasm, acea așteptare, că mai sunt poate doar câțiva ani, parcă s-a mai stins. Și totuși mulțumim Domnului că avem Apocalipsa, pentru că ea are darul să ne reactiveze și să ne mențină tonusul acestei credințe, care în timp, așa cum ne arată experiența noastră personală și experiența copilului lui Dumnezeu, în timp tinde să scadă. Apoi mai apare un moment care zguduie istoria lumii, se mai întâmplă niște lucruri care ne pun pe gânduri și zicem, totuși, Domnul vine curând. E adevărat ceea ce spune Biblia. În seara aceasta aș vrea să ne amintim că am rămas la versetul 6 din primul capitol din Apocalipsa și aș vrea să ne oprim la prima parte a acestui verset care ne spune că Domnul Iisus
a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Aș vrea să ne amintim că în studiile anterioare, pentru cei care nu au fost, am descoperit în primul rând că Domnul Iisus este atât sursa acestei cărți extraordinare a Apocalipsei, aș spune fără nicio umbră de îndoială, dacă n-am avea Apocalipsa, Biblia ar fi o carte neterminată. Deși o carte a Noului Testament, Apocalipsa are mai mult de trei sferturi din referințe și simboluri și imagini luate din Vechiul Testament. E ca un fel de sinteză a întregii Biblii. E ca un fel de răspuns final al lui Dumnezeu la toate întrebările și frământările care s-au acumulat de-a lungul timpului și în Biblie. Apocalipsa este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru lume și pentru copiii săi. Dacă n-ar exista Apocalipsa, Biblia și experiența noastră creștină ar fi incompletă. Pur și simplu, nu am ști în ce direcție ne îndreptăm. Așa că Mântuitorul este sursa acestei cărți, e un cadou personal din partea sa, pentru biserica sa, dar este, așa cum am descoperit, și obiectul acestei cărți. El este personajul principal. Despre el se vorbește, sunt multe titluri și imagini despre Domnul Iisus în această carte, nu doar despre fiare, nu doar despre calamități sau tragedii care se întâmplă, ci Domnul Iisus mereu și mereu apare în această carte, în momentele ei cheie, în momentele cheie ale istoriei, încurajându-ne și arătându-ne că atunci când omenirea este poate într-o criză, când biserica este într-o mare încercare, e și el acolo. N-a uitat nici de lumea aceasta, n-a uitat nici de biserica sa. Acest pasaj a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, ne arată o dublă calitate și o dublă lucrare pe care Mântuitorul a făcut-o în viața noastră. În primul rând, așa cum ne amintim de la un studiu de după amiază, Mântuitorul deja are o împărăție aici pe pământ. Ai cărei cetățeni suntem noi. Dar mai mult decât atât, nu suntem doar niște cetățeni ai acestei împărății, ci suntem și preoți. E o combinație interesantă. Practic, odată cu biserica creștină și cu biserica pe care Mântuitorul și-a întemeiat-o, s-a împlinit un vechi vis al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, chiar din a doua carte a Bibliei, în Exod capitolul 19, versetul 6. Dumnezeu a avut un vis dintotdeauna cu poporul său și l-a urmărit cu o perseverență extraordinară. Deși visul acesta a apărut dintotdeauna ca un fel de utopie, ceva care parcă niciodată nu s-ar putea realiza. Și totuși Dumnezeu a crezut în visul acesta și mereu și mereu a încercat să-l aducă pe poporul său aproape de acest vis. În Exod capitolul 19, versetul 6, prin Moise Dumnezeu îi spune ceea ce visa cu poporul care urma să primească cele 10 porunci, care tocmai ieșise din robia egipteană și abia aștepta să intre în Canaan. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Visul lui Dumnezeu a fost ca acel teritoriu, Canaan, să fie centrul mondial al unui imperiu de lumină care să se extindă pe tot pământul. Puțin din acest vis s-a realizat pe vremea lui Solomon. Ca oameni din toată lumea să audă că există o țară care are legi cum nu există nicăieri, care are oameni cum nu există nicăieri, care are o ordine, are un nivel de civilizație, care are binecuvântări, care nu există nicăieri, că are lumină, înțelepciune și informații la care nu poți să ai acces nicăieri. Că ești o țară în care merită să trăiești, unde merită să călătorești, să auzi minunea care s-a întâmplat acolo. Și locul acesta a început să se întâmple pe vremea lui Solomon. S-a dus vestea, nu doar despre înțelepciunea lui Solomon, ci despre felul în care el a reușit să
formeze la data aceea deja un mic imperiu în zona Orientului. Un imperiu nu doar de bogăție, de nivel de civilizație, dovedit prin templu și palatele pe care Solomon și le-a construit, dar un imperiu de lumină în care auzeai lucruri uimitoare despre un Dumnezeu care nu se vede. Oriunde mergeai, atunci în lume găseai idol, găseai religii păgâne, găseai superstiții, găseai vrăjitorii, găseai ocultism. În Israel nu găseai așa ceva. Acesta a fost visul lui Dumnezeu. Și visul său se părea că s-a năruit curând, dar a renăscut odată cu biserica creștină. O împărăție de preoți. În această împărăție, noi suntem chemați, în primul rând, să fim ambasadori, așa cum foarte bine spunea Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Spunea el, multe traduceri recunosc că aici e vorba de acest cuvânt cheie, ambasadori, noi doar suntem trimiși, împuterniciți ai lui Hristos. Este cuvântul folosit de obicei pentru ambasadori în greacă. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Niciun ambasador care este trimis peste mări și țări să-și reprezinte țara, chiar dacă știe că în țara lui sunt și lucruri frumoase și lucruri mai puțin frumoase, nu va promova ceea ce este negativ sau neplăcut despre țara lui, ci întotdeauna se va lupta să transmită o imagine frumoasă a țării din care face parte, pe care o reprezintă. Întotdeauna m-a durut, călătorind prin străinătate și găsind concetățeni români de-ai noștri, care după un an, doi, trei, ajungând prin țări străine, vorbeau cu o detașare sentimentală și cu dispreț despre țara în care s-au născut, despre ceea ce au lăsat în urmă, de parcă n-ar mai fi avut nicio legătură cu această țară. Unii dintre ei, chiar dacă știau două, trei cuvinte din limba străină a țării în care merseseră, se chineau să o introduc acolo în vocabularul lor ca să vadă lumea că ei încep să se rupă de țara lor. Și vorbeau cu atât dispreț despre România, despre români, de parcă ei s-ar fi născut în China, în Spania, în Anglia, în America, de parcă nu acolo le sunt rădăcinile, nu, de parcă nu mai exista nimic bun și tot ce au lăsat în urmă a fost gunoi. Suntem ambasadori. Așa cum realizăm și ca referire la ceea ce am spus înainte, că deși țara noastră nu este nici cea mai civilizată din lume, poate nu este nici țara cu cele mai multe talente în diferite domenii și avem mulți concetățeni care ne-au făcut de rușine peste mări și țări, trebuie să recunoaștem și să vedem și cealaltă parte a monedei că sunt mulți care ne fac cinste și sunt mulți care te fac să nu-ți fie rușine că aparții acestei țări. Dar ce putem să spunem despre faptul că suntem ambasadori, nu a unei țări, ci a unei împărății din care ne bucurăm că facem parte? Poate că în această împărăție sau în dimensiunea vizibilă a acestei împărății care este biserica, nu întotdeauna sunt lucruri cu care putem să ne lăudăm. Și poate că anumite persoane pe care le-am admirat sau anumite lucruri în care am crezut și le-am văzut deosebite în această biserică, anumite persoane ne-au dezamăgit sau poate că anumite lucruri care cândva erau deosebite nu mai sunt chiar așa. Dar suntem ambasadori și ca ambasadori suntem chemați să ducem tot ce e bun și frumos din această împărăție pe care o reprezentăm. Dacă sunt dureri, dacă sunt frământări, ele sunt pentru a le rezolva aici, împreună. Dacă este ceva care poate fi făcut mai bine, este locul fiecăruia dintre noi, să facem mai bine. Dar dacă avem de dus în afară o veste bună, o imagine despre această împărăție și partea vizibilă, adică biserica, suntem chemați să fim niște ambasadori ai Domnului Hristos și ai bisericii sale, care să-i facem pe alții să
să-și dorească să cunoască această dimensiune a împărăției. Săptămâna aceasta spuneam că ne-am preocupat în mod special de slujirea în spitale. Au fost niște cursuri, apoi mergeam prin spitale, reveneam și ne evaluam activitatea. Au fost multe experiențe frumoase. Într-una dintre serii am mers la Hergelia, la centrul de medicină preventivă de acolo. Cred că am auzit cu toții de acest centru. Poate unii au și fost și poate unii știu câte ceva despre lucrarea care se face acolo. Seara era un moment de devoțiune la care au participat persoanele din seria respectivă, merg 50 de persoane într-o serie și la un moment dat un medic ne-a zis că există o persoană care n-a putut să coboare și care și-ar dori să ne cunoască. A aflat că a venit acolo un grup de pastori și și-ar dori să fie vizitată. Și am fost un dintre cei curioși să merg. Mă gândeam, poate că voi auzi o mărturie. A fost cu adevărat o mărturie impresionantă. Am întâlnit o femeie la 76 de ani, care a devenit un fel de simbol, un fel de emblemă a lucrării acestei instituții. În seria aceasta era la a 47-a oară la Hergelia. Ea deținea recordul absolut. Am văzut și un pliant cu mărturii ale unor persoane care au participat. Femeia aceasta, doamna diaconu din Piatra Neamț, este prima care își dă mărturie acolo. La data aceea avea 30 de participări, acum era deja cu 17 în plus. Și am ascultat mărturia ei. Spunea dânsa, în urmă cu 11 ani, în anul 2002, era în Piatra Neamț, ca șefă a baroului de avocați de acolo, dar trecând printr-un moment foarte, foarte greu al vieții sale. Singurul lucru pe care și-l dorea era să meargă undeva, să se rupă de lume, spunea dânsa într-o pădure și să nu mai știe de nimeni și de nimic. Foarte afectată, poate deja experimentând o depresie ușoară. Într-una dintre zile, plimbându-se așa prin oraș, se întâlnește cu o cunoștință cu care nu avea legături foarte apropiate, care îi spune ce se întâmplă cu tine, ar trebui să mergi la Hergelia. Ulterior a aflat că acea cunoștință își rezervase un loc la Hergelia, plătise un avans și pe vremea aceea, dacă renunțai, îți pierdeai avansul. Și era obligată să găsească pe cineva care să meargă acolo, în locul ei, să-și recupereze bani. Așa că mai mult de nevoie decât de drag, i-a zis, ar fi bine să mergi acolo. Și a spus să este pădure acolo, când a auzit de pădure, a zis, ăla e locul meu, o să mă duc, o să mănânc și în fiecare zi o să ies în pădure. O serie ține aproape 2 săptămâni și ne-a povestit, în fiecare zi, după ce se termina masa, își lua pachetele de țigări și mergea în pădure și fuma țigară după țigară. Nu vrea să audă de nimeni, nu vrea să vadă pe nimeni, vroia cumva să se regăsească. Și așa s-au scurs aproape 2 săptămâni până miercuri seara, joi urmând să fie ultima zi a seriei. Miercuri seara se intersectează la locul unde trebuia să-și pună farfurile după ce a mâncat, se intersectează cu un medic, domnul fratele Moroșanu. Poate unii îl cunoașteți, care de politețe vrea să o lase ca să-și așeze prima lucrurile acolo, la care dânsa, mergeți domnul doctor noastră primul, că eu și așa am timp destul. Deja avea pachetul de țigări în buzunar și se pregătea să meargă din nou în pădure. La care fratele spune, chiar să știți că mă grăbesc foarte tare, pentru că vreau să-mi instalez aparatele, dar aș vrea să vă spun ceva. M-aș bucura tare mult ca în seara aceasta să veniți la prezentarea pe care o am. Am muncit până noaptea târziu, m-am culcat târziu și m-aș bucura să auziți ceea ce voi prezenta. Această invitație a cucerit-o și a mers să se asculte. Spunea dânsa, a fost subiectul care mi-a schimbat viața. Tema a fost despre respectul de sine.
Și ideea de bază, după cum am înțeles-o dânsa, este că trebuie să acceptăm, să ne acceptăm cu viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o și cu lucruri plăcute și cu mai puțin plăcute și să nu ne revoltăm față de viața pe care o avem, pentru că Dumnezeu poate chiar și din lucruri neplăcute să ne scoată și să ne ducă mai departe. Spunea dânsa, toată noaptea am plâns și au fost acolo oameni care și au fost atinși, dar apoi joi a doua zi, toată ziua am plâns și mi-am dat seama ce am pierdut. Din momentul acela n-am mai fumat nici o țigară. S-a produs o minune. Fuma pachete de țigări pe zi. N-am mai fumat nici o țigară. Și a plecat cu gândul că se va reîntoarce. După 4 luni, cu 7 colegi avocați din Piatra Neamț, a venit la o nouă serie. Spunea dânsa că este foarte, foarte grav bolnavă. Are enorm de multe afecțiuni la inimă, la creier, tot lăuntru ei este bolnavă. Dar spunea, pe mine mă ține Herghelia în viață. Dar cel mai mult mă ține în viață faptul că l-am găsit pe Dumnezeu. Sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu că avem atât de mulți frați și surori care își înțeleg rolul lor de ambasadori. E cu adevărat, institutul acesta de la Herghelia e cu adevărat o ambasadă a Domnului Hristos și a bisericii sale pe pământ. Și mi-aș dori foarte mult ca și biserica noastră să vină ca un fel de ambasadă a Domnului Hristos în această lume, în care vii și simți că găsești niște oameni care aparțin unei alte viziuni, unei alte lumi, cu un alt mod de a vedea lumea și a înțelege și care îți deschid un orizont către niște zări pe care nu le-ai cunoscut. Pe lângă faptul că suntem chemați să fim un astfel de ambasadori, spune Ioan că noi am fost chemați să fim și preoți. E greu să admitem lucrul acesta pentru că, într-o anumită măsură, structura bisericii noastre oarecum copiază, să zic eu, o structură clasică tradițională, dacă este să ne referim la statutul pastorilor, dar în realitate, conform Bibliei, toți suntem chemați să fim preoți. Iar pastorul în biserica adventistă nu are atribuții sacerdotale sau preoțești ca în bisericile tradiționale. Și nici rolul pe care preoții îl au în aceste biserici tradiționale. Această viziune a Noului Testament, că fiecare credincios poate să fie un preot, a produs o schimbare extraordinară în mentalitatea religiilor din acea vreme. Pentru că în toate religiile oamenii erau obișnuiți că preoții sunt cei care îi conduc către Dumnezeu. Preoții știau acele formule magice și știau să săvârșească acele slujbe tainice care pe om cumva îl salvează, care îl duc cumva pe om și asigură viața veșnică și răspătirea. Oamenii erau liniștiți, erau asigurați dacă mergi la preoți, dacă beneficiezi de serviciile lor, fii liniștit că salvarea ta este asigurată. Ei aveau încredere că preoții îi conduc pe un drum bun, pe o cale bună și că ceea ce le spun preoții este adevărat. Preoții aveau o putere extraordinară asupra maselor. Ei dominau uneori chiar gândirea împăraților și influențau deciziile în imperii și țări, pentru că ei erau deasupra tuturor. Ei erau singura verigă între Dumnezeu și popor. Domnul Iisus a venit și a produs o revoluție, spunându-ne, nu aveți nevoie de preoți. Voi toți puteți să fiți preoți. Adică, voi toți puteți să aveți intrare prin mine, eu sunt marele vostru preot, singurul preot în acest sens pe care noi îl avem este Domnul Hristos, marele nostru preot din ceruri, care chiar slujește într-un sanctuar real, adevărat. Și acesta este un lucru minunat pentru noi și putem să avem încredere în mijlocirea sa. Și aceasta a însemnat că fiecare om poate prin Domnul Iisus
să aibă intrare directă la Dumnezeu. A fost o schimbare extraordinară de mentalitate. Cu aceasta creștinismul a răsturnat și a dat la o parte toate religiile tradiționale. Pentru că îi se spunea oamenilor, prin Iisus, voi puteți să aveți intrare la Dumnezeu. Nu mai e nevoie să vină preoții să vă învețe, să vă explice, avem Biblia, avem Cuvântul lui Dumnezeu. Încredeți-vă în meritele lui Iisus și prin El aveți și salvare și El va mijloci pentru voi la Dumnezeu. Ori lucrul acesta a diferențiat de la început creștinismul de celelalte religii. Atâta timp cât lucrarea, cât meritele Domnului Hristos rămân neatinse. Înțelegem că faptele noastre, chiar dacă arată dragostea noastră față de Dumnezeu, lucrarea sa în viața noastră, nu minimalizează deloc meritele complete ale Domnului Iisus în ce privește mântuirea noastră. Și de asemenea, atât timp cât înțelegem că El este marele nostru preot, la care avem intrare directă, nu mai depindem atât de mult de ceea ce fac oamenii pentru salvarea noastră, pentru că o avem asigurată în Domnul Iisus. După această introducere a primelor șase versete, urmează versetul 7, în care Ioan enunță tema principală a cărții Apocalipsa. Și aș vrea să citim împreună acest verset, pe care îl știm cu toții unii, cred că și din memorie. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Această pendulare între primul advent și al doilea advent a susținut viața și așteptarea copilor lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Până la prima sa venire, toți priveau și așteptau acel moment când El va veni pentru prima dată, cel promis. După ce s-a înălțat, toți copiii lui Dumnezeu au așteptat momentul ca El să revină din nou, așa cum a promis. Această imagine că El vine pe nori este o imagine foarte obișnuită a Vechiului Testament, care descrie măreția lui Dumnezeu. Iată, de exemplu, în Psalmul 18, e o imagine mai puțin cunoscută, adică am citit-o de multe ori, însă am trecut poate mai cu superficialitate peste ea, dar ne arată că norii reprezintă scena sau cadrul de slavă al măreției lui Dumnezeu. În Psalmul 18, de la versetele 9 la 12, a plecat cerurile și s-a pogorât. Un nor gros era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura, venea plutind pe aripile vântului. Întunericul și-l făcuse învelitoare, iar cortul lui, împrejurul lui, erau niște ape întunecoase și nori negri. Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui, ieșeau nori care aruncau grindină și cărbun de foc. Atunci când Domnul Hristos vine, venirea sa a doua oară va fi complet diferită și radical diferită de prima venire, din multe puncte de vedere. Prima dată a coborât pe pământ. A doua oră nu va mai coborâ. Prima dată a venit atât de umil, încât nu vedeai, dincolo de haina omenească, divinitatea sa. A doua oră, divinitatea sa va fi atât de strălucitoare, încât aproape că nu o să mai recunoaștem în el pe Fiul omului. Prima dată a venit ca un umil galilean, fiul tâmplarului și al Mariei, obișnuit străzilor Nazaretului, atât de obișnuit încât chiar nici măcar concetățenii lui nu l-au mai recunoscut nici ca profet, ci doar ca pe fiul tâmplarului. A doua oară va fi împăratul slavei. Prima dată a venit singur, anunțat ocazional de câte un înger sau câte un grup de îngeri care au cântat în Betlehem. A doua oară cerul se va goli, pentru că va veni cu toți îngerii. Prima dată a venit
ca să aducă har, ca să aducă speranță, ca să aducă vestea mântuirii. A doua oară va veni ca să aducă răsplata și nefericita pedeapsă și judecată pentru cei care nu l-au așteptat. Prima dată a venit ca să mai dea a doua șansă omenirii și nouă tuturor. A doua oară va veni ca să încheie o dată pentru totdeauna șansa care a fost dată omenirii. Din niciun punct de vedere, dacă discutăm în acești termeni, nu putem să comparăm prima venire cu a doua venire, deși este aceeași persoană. Sunt două evenimente complet diferite. Acesta este și motivul pentru care, dacă noi cunoaștem ce spune aici Apocalipsa și ce spune Noul Testament în general despre venirea Domnului Hristos, vom putea să fim păziți de falsificarea revenirii Mântuitorului. Pentru că cea mai mare ispită pentru noi, spune serva Domnului în cartea Tragedia Veacurilor, în timpul din urmă, va fi când revenirea Domnului Hristos va fi falsificată. Și va fi aproape perfect falsificată. Cineva va apărea sub forma și imaginea persoanei sale. Va merge pe pământ, va predica cu aceeași voce blândă, va face minuni, va face vindecări, va simula poate învieri din morți și toată lumea va fi convinsă că Iisus a venit deja. Dar noi știm cum El va veni, cum trebuie să vină și ce se va întâmpla când El va veni cu adevărat. În urmă cu 113 ani, exact în luna septembrie, în anul 1900, un oraș din Statele Unite, de pe coastă, a fost avertizat de la Serviciul Național de Meteorologie că se apropie un uragan devastator și că populația ar trebui să fie evacuată. Oamenii au aflat această știre, dar responsabilul oficiului meteorologic din localitate au zis: noi am mai primit știri din astea, că vine uraganul. Niciodată n-a fost un uragan în orașul nostru. Oameni buni, stați liniștiți, cei de acolo își fac datoria, dar eu vă spun că sunt aici de zeci de ani și știu tot ce s-a întâmplat în meteorologie în orașul nostru. Niciodată n-a fost și nu va fi un uragan în orașul nostru. Mulți au avut încredere în el, alții credeau că oricum orașul va rezista, construcțiile erau solide și oamenii și-au dus viața normal, ca și cum nu urma să se întâmple nimic. La un moment dat apa a început să crească în oraș, copiii se jucau în apă, oamenii își continuau activitatea până când uraganul a lovit. Au fost peste 6.000 de morți. Poate unul dintre primele mari șocuri, dezastre naturale care au lovit această țară. Astăzi oamenii știu ce înseamnă uragan, atunci încă nu știau. După ce șocul a trecut, puținii supraviețuitori își puneau o singură întrebare. Oare cum de-am fost atât de inconștienți, dacă ni s-a spus de atâtea ori să avem grijă că nu va fi o glumă, dacă am fost avertizați, cum am putut să fim atât de nepăsători? Unii poate îndrăznesc să ironizeze această așteptare a noastră, că Domnul vine în curând. Alții care au crezut cândva, li se pare că au fost prea naivi și prea au luat așa toate zvonurile și să nu mai fim chiar atât de creduli și de naivi. Alții în continuare sunt nepăsători și indiferenți, gândindu-se că lumea noastră întotdeauna a supraviețuit cumva vreunei crize prin care a trecut.
și că într-un fel omenirea se va duce înainte. Dar în fața noastră acest uragan devastator al revenirii Mântuitorului, care uimitor poate să aducă și speranță și vindecare pentru cei care au fost pregătiți, ne provoacă să fim pregătiți, pentru că nu se știe când va lovi uraganul. Amin. În încheierea serviciului divin, vă invit să lăudăm pe Dumnezeu prin imnul 497, Sfântă Speranță. Imnul 47 și cu rugăciunea în taină ne vom despărți. Sabat binecuvântat tuturor!